Uniunea Social-Liberală a lansat un program economic, creștere, dezvoltare, locuri de muncă, în care identifică cele mai profunde cauze ale crizei care continuă să lovească țara. Socialdemocrații și liberalii propun peste 40 de măsuri concrete care ar putea relansa creșterea economică și rezolvă problema locurilor de muncă din România. Din păcate, reprezentanții puterii spun că nu vor acorda o prea mare importanță invitației USL la dezbateri. Cred că e o mișcare politicianistă să mențină programul în atenție. Eu n-am citit programul lor, nu sunt curios. E foarte importantă situația economică a țării, noi asta facem, ne ocupăm în fiecare zi de situația economică a țării. Iar el face niște propuneri, am auzit ceva despre ele, n-am avut timp să mă plec asupra lor. România concretă n-a nicio legătură cu ce vrea Ponta. După părerea mea, nu prea ai cu cine să discuți economie în cazul lui. Cât despre invitație la dialog, e binevenită. Socialdemocrații dâmbovițeni susțin însă că invitația lansată președintelui PDL Emil Boc pentru a participa la o dezbatere publică are drept scop prezentarea unui model economic necesar României de astăzi. Este un lucru care trebuie să întâmple în orice societate deschisă, în sensul că dezbaterile pe idei, pe programe, pe soluții, trebuie să fie la ordinea zilei. Foarte mult timp s-a discutat că în politica românească nu există acest apetit pentru dialog, pe soluții, și pentru dialog pe soluții economice în special și pentru a prezenta public care sunt soluțiile fiecăruia dintre participanții la viața politică și mă refer aici la partidele politice și reprezentanților. Acest demers este un demers normal, este de fapt o confruntare între executivul de astăzi și soluțiile pe care le are executivul de astăzi și propunerea Uniunii Sociale Liberale, propunerea de program economic și bineînțeles este o altă filozofie. USL-ul nu este de acord cu această filozofie a tăierilor, suntem de altă concepție și susținem o filozofie economică a creșterii economice și avem ca și principalele trei obiective locuri de muncă, locuri de muncă, locuri de muncă. Ne asumăm să creăm 1 milion de locuri de muncă ca fiind singura soluție pentru ca România să iasă din criză și pentru a reuși să ardă decalajele față de situația existentă la momentul actual în Uniunea Europeană. Avem decalaje cu ocuparea forței de muncă, avem decalaje legate de tehnologie, avem decalaje legate de absorbția fondurilor europene, avem decalaje legate de infrastructură. Sunt atâtea lucruri de construit în România și de făcut încât singura problemă este ca să ne organizăm și să începem să creăm locuri de muncă. Eu cred că într-o societate deschisă, democratică, aceste dezbateri publice sunt binevenite și nu numai binevenite, sunt chiar necesare în condiții de criză. Dezbaterea trebuie să se facă pornind la premisa că România trebuie să adopte cele mai bune soluții pentru a ieși din criză și toate forțele politice trebuie să fie interesate de acest lucru.